Aceasta nu este o lege care să corespundă sportului. Și cu tot respectul, domnul Stoica, domnul Urleanu, doamna Potec, a ieșit de la tenis cineva, nu știu ce, toți acești copii jucători, ăștia vin de la bază. Care bază? Care nu mai avem. Numărul 1, cu tot respectul pentru guvern aici, nu știu ce căutați aici. Nu suntem nici la sindicate, nu suntem nici la revoluție. Nu. Știți cine are cea mai mare responsabilitate? Nu dumneavoastră, guvernul. Dumneavoastră aveți 3%, 5% și 100% pentru că faceți legile. Dar responsabilitatea o are comunitatea locală. Primarul ăla în satul cu 200 de copii, primarul ăla în satul cu 2000 de copii, ăla de la Ploiești cu 200 de mii de copii și ăla de nu știu unde. Că dacă nu se duce jos la bază acolo, de pomană îmi spuneți dumneavoastră la guvern că trebuie să facem asta, asta și aia altă. Și cu tot respectul, încă o dată, vă spun că această treabă este inutilă astăzi dacă n-aveți aici pe cineva, domnul senator. Cine e în opoziție, domnule? Pentru că dacă nu ai opoziția, noi lucrăm aici pentru ca să salvezi o națiune care 30 de ani n-a mai făcut nimica. Dumneavoastră, cu tot respectul, după 3 luni de zile, dacă te întorci la Dinamo, sigur, doamna ministru se întoarce la facultate unde este, dumneavoastră care sunteți miniștri, după câte înțeleg eu, respectuos o spun, nu alt, acesta este un guvern de sacrificiu care la alegeri, nefiind politic, dispare și vin politicieni, nu știu înapoi ce-și fac guvernul.